Pe prototipul normal M20 FC, Nestor a dominat și prima zi de recunoașteri și antrenamente, când a bifat cel mai bun timp, 2 minute 5 secunde 906 sutimi, la capătul celor 5 urcări. Chiar și așa, era la mai bine de o secundă de recordul stabilit anul trecut de Silviu Dumitrescu, un spectaculos 2 minute 4 secunde 784 de sutimi. Nimic nu avea să prevadă ce se va întâmpla în cele două manșe de concurs. Recordul anterior avea să fie bătut de numai puțin de 5 ori. Primul care a reușit a fost chiar Silviu Dumitrescu pe aceeași Osela PA2000 Evo. Nepotul legendarului Marin Dumitrescu a urcat cei 4,7 km în 2 minute 3 secunde 705 sutimi, dar peste nici măcar 2 minute, deja alți doi aveau să îmbunătățească timpul. Simone Tempestini, campionul național de raliuri, pe Radical SR8, 2 minute 3 secunde 658 de sutimi, și Emil Nestor cu 2 minute 3 secunde 721 de sutimi, au dus miza luptei la cel mai înalt nivel. Învingător anul trecut, bulgarul Stefan Stoev a fost la mai bine de 2 secunde de pluton, înregistrând 2 minute 5 secunde 910 sutimi. Istoria s-a scris în a doua manșă de concurs. Dumitrescu nu a mai putut coborî sub timpul de anul trecut. Tempestini a continuat să urce sub recordul din 2019, înregistrând la final un 2 minute 4 secunde 700 de sutimi. Însă nu mai bine decât în prima manșă de duminică. Plecat ultimul, Nestor a pilotat magistral, iar la finish timpul arăta un incredibil 2 minute o secundă 850 de sutimi. La final, acesta a fost felicitat personal de legendarul Lucien Hora, absent și la această etapă. Emil Nestor bate recordul la Coasta Reșiței. King of the Hill 2020 și câștigător la Open, Emil Nestor. Mai bună urcare a mea aici a fost cu o mașină de grupa N cu un Subaru în 2013, 227, și încercam acum să mă compar cu cei de aici. Se pare că nu era un timp chiar așa rău. Bineînțeles, între timp au apărut prototipurile. Era în top 5 pe acolo undeva, văd. În 2013 am fost pe 5 la general. Cu acel timp, cu 2.27, după ce câteva zile înainte am urcat pe acest traseu cu Luci Hora în dreapta, care îmi spunea, pe virajul ăsta trebuie să atingi cu oglinda frunzele, pe virajul ăsta alalt trebuie să simți parapetul cum este la câțiva milimetri de aripa dreaptă și tot așa. Da, e un traseu pe care trebuie să-l cunoști bine și pe care trebuie să ai curaj. După victoria de la Cheile Grădiștei, unde de asemenea a stabilit recordul traseului, Emil Nestor se instalează autoritar în fotoliul de lider al categoriei 2 cu 50 de puncte din tot atâtea posibile. Radu Benea e pe 2 cu 19 puncte, iar Simone Tempestini e al treilea cu 18 puncte, însă cu mențiunea că runda trecută a concurat cu Skoda Fabia R5 la prima categorie, cea dedicată mașinilor de producție. De altfel, singurul pilot de la categoria 1 care a reușit să se claseze în top 10 Open al rundei de la Reșița a fost Mihai Leu pe un Ferrari 458 Challenge pe poziția cu numărul 8. Cu un timp total de 4 minute 39 de secunde 983 de sutimi, la finalul celor două manșe, campionul antitră s-a impus clar la categoria 1 și a urcat pe primul loc după aceste două runde. Alin Luca, pe un Porsche 911 GT3 Cup, a terminat al doilea la categoria 1, iar Alex Mirea, cu un BMW M2, a completat podiumul rundei de la Reșița. Cel mai bun rezultat obținut de piloții argeșeni care au participat la etapa de la Reșița a fost obținut de mușceleanul Costi Stradnic. Pe o Dacia STCC, care atinge 100 de km la oră în aproximativ 3 secunde, pilotul argeșean a terminat pe locul 10 la Open și pe locul 2 la grupa E2. Traseul ăsta este extraordinar. Nu mai am nicio emoție să spun că este cea mai tare coastă din România. Vreau să îl felicit pe Bogdan și pe voi că a făcut un eveniment încă o dată impecabil. De la modul în care arată traseul, de la securizare, de la modul în care se vorbește cu noi sportivii despre orice problemă care apare în parc, mi se pare incredibil, așa că
indiferent la ce distanță o să fie această coastă, o să o facem și o să venim cu plăcere totdeauna. În total, 70 de concurenți au luat startul la Cupa Reșița 2020, a doua etapă din Campionatul Național de Viteză în Coastă. 19 dintre aceștia au concurat pentru divizia a doua, care s-a desfășurat în comun de-a lungul celor două zile. La echipe, victoria a revenit celor de la RWD Racing Team cu Nestor, Stoian și Mira. Pe doi s-a clasat Rayleigh Dream Team cu Ciobotaru, Tarabelli, Sabo și Troancă, iar podiumul a fost completat de Total Racing Team cu Stradnic, Oțil și Cosmin.